găsit, oameni buni, la o nouă emisiune. Mai multe sute de persoane s-au adunat sâmbătă, 26 ianuarie, la Scurnicești, pentru a comemora împlinirea 84 de ani de la nașterea lui Nicolae Ceaușescu. Manifestarea a fost organizată de Partidul Muncitoresc Român. Potrivit secretarului general al PMR, Cristian Nicolae, formațiunea politică pe care o conduce își va schimba numele în Partidul Comunist Român cu ocazia congresului de pe 30 martie anul curent. Partidul Muncitoresc Român își propune ca Nicolae Ceaușescu să fie reabilitat post-mortem, solicitând rejudecarea procesului. Am urmărit cu toții la sfârșit de săptămână imagini de la Scornicești și nu numai, ci și imagini de la cimitirul Belo și am văzut cimitirul Ghencea, na, cimitirul Ghencea și am văzut cu toții imagini cu cei care îl plâng pe Nicolae Ceaușescu. În această seară am invitat în studioul nostru pe domnul Cristian Nicolae, secretar general al Partidului Muncitoresc Român, un partid care se vede continuatorul Partidului Comunist din România. Așa cum anunțam la începutul emisiunii, Partidul Muncitoresc Român își va schimba denumirea în Partidul Comunist Român la sfârșitul lunii martie. De asemenea, în studioul nostru se află domnișoara Georgeta Predoiu, membru al organizației de tineret din Partidul Muncitoresc Român, filiala Dâmbovița. La fel, în studio, doamna Mioara Marinescu, membru al organizației de tineret Dâmbovița. Și Nicolae Popescu, secretar cu probleme de propagandă al Comitetului Central al PMR. Bună seara. Îl iubiți pe Nicolae Ceaușescu? Îl mai iubiți? Nu mai de iubit, să respectăm că a fost un conducător de țară și a condus țara 25 ani. Și cu bune și cu rele. Sentimentele sunt de stimă, de iubire? De iubire, nu. Domnișoara? Poate respect față de orice conducător al țării. Dar nu se... Câți ani aveți în decembrie 89? 6 ani. 6 ani. Și de ce îl regretați pe Nicolae Ceaușescu? Poate pentru situația care era atunci. Pentru că poate că țara mergea într-un fel, erau anumite dezavantaje, dar aveam o motivație. Care era motivația? Pentru că atunci se construia mult mai mult decât se construiește astăzi. De exemplu, poate că populația făcea anumite sacrificii, dar se construiau clădiri, se au pus în funcțiune calea de metrou. Iar astăzi, ceea ce nu putem să afirmăm. Înainte aveam o motivație, iar noi, elevii, studenții, aveam un viitor asigurat. Astăzi nu se știe ce va fi cu noi după ce terminăm chiar o facultate. Păi și care era viitorul? Că viitorul ține mai mult de chestiuni de temperatură. Cu genunchii la gură, sub plapumă, tremurând de frig, fără lumină, fără... Da, dar atunci aveam un serviciu asigurat. Astăzi nu putem afirma acest lucru. Și ați vrea să aveți serviciul asigurat, nu? Da, aveam să avem un viitor asigurat, să nu putem, să putem ca după facultate să avem ce face, să lucrăm, să nu fim neapărat nevoiți să emigrăm în alte țări. Dumneavoastră ce ziceți, doamnă? Referitor la ceea ce a spus colega mea de partid? Nu, referitor la capitaliștii ăștia care au pus mâna pe țară. Părerea mea personală sau un punct de vedere obiectiv al partidului, doriți să aflați? Ce vreți dumneavoastră? Punctul obiectiv al partidului sau punctul... Există punctul de vedere al partidului și... Nu există o mare diferență, să știți. Nu există o mare diferență, dar vreau să spun că eu am prins o bună parte și din perioada Ceaușescu. Mm-hmm. Și ca să vă răspund la întrebarea dumneavoastră, da. Atunci îl uram când s-a întâmplat Revoluția. Îl consideram cauza tuturor relelor din România. Deși știam că undeva în spatele lui mulți colaboratori complotau, practic, și îl împingeau la multe lucruri rele și la multe greșeli, pentru că nu le-a săvârșit singur. Asta este lucru cert și știut. Și de colaboratorii lui apropiat și de fericit. Deci dumneavoastră spuneți că a făcut multe greșeli, da? Dar el a iubit, să știți, după ce a căzut. Când ați început să-l iubiți? După ce a murit? Nu, atunci când s-a anunțat că va fi executat, am avut o strângere de inimă. Când? În noaptea aceea. Când a fost executat? Nu, deci chiar la Revoluție, când a fost prins și se bănuia ce se va întâmpla. De ce ați avut o strângere de inimă? Pentru că văzusem multe filme pe atunci despre capitaliști și mi-am spus doar atât. O să fie șomaj și inflație. Și asta nu va fi bine. Eu mi-am spus că o să fie libertate și aer.
Era și atunci libertate și are. Unde depinde era libertate? Cum îl priveați dumneavoastră. Păi nu, viața noastră, unde era libertatea? Că nu puteai să țip decât la duș. Noi puteam să țipăm, tinerii. Spuneți, domnul președinte, vă rog să le salvați deci, cumva pe tinerile noastre. Că țipam la duș. Și acum, dacă țipăm pe stradă, ne bagă la spitalul de nebuni. Ce? Nu mai sunt locuri la spitalul nebun, dacă vreți, în altă parte vă aranjez. S-ar putea ca cei sănătoși de acum să fie la spitalul de nebun și marea majoritate a nebunilor să fie în libertate. Asta este situația pe care o trăim în ziua de astăzi. Dumneavoastră ați declarat... Asta este un câștig, că avem voie să țipăm când toate celelalte drepturi care eu prefer existența... să țip în libertate decât să-mi reprim țipătul și să se... Opțiunea dumneavoastră, dar putem toți să gândim la fel. Dumneavoastră, ați mai fost la mine la emisiune atunci când cu dezgroparea lui Ceaușescu, l-ați dezgropat până la urmă? Nu ne-a dat nicio aprobare familia. Cine până să vă dea familia? Ați declarat, ați fost foarte dur așa în declarații la Scornicești. De ce a trebuit să faceți toată deplasarea asta la Scornicești? Noi este al patrulea în consecutiv care facem treaba asta. Și de ce? Nu știu de ce am fost dur. Am omagiat un președinte care vrând nevrând este o datină a poporului român său. Câteodată e mai și omul. Păi, pe Constantinescu nu se sărbătorește nimeni. Să sărbătorească partea din care face parte. Dacă noi suntem, ne-am declarat continuatorii fostului Partid Comunist Român, nu se sărbătorească. Uitați-vă ce declarați dumneavoastră. Uitați-vă ce declarați aici. Trebuie să fie un proces ca lumea. E vorba de procesul lui Ceaușescu. În care Ceaușescu să fie reabilitat post-mortem. Ori e ca lumea, ori deci să nu este o discuție mea că am spus ca lumea. Zic că trebuie să fie un proces corect. În care principalul... Singurul cap de acuzare, subminarea economiei naționale, e o minciună sfântată și cred că de acum 12 ani oamenii au început să se trezească la realitate. Singurul președinte al României a fost Nicolae Ceaușescu. Ceilalți doi au fost două caricaturi. Dacă dânsul a fost împușcat pentru subminarea economiei naționale, pe cei care au venit la putere după a trebuit să-i împușcăm de 1000 de ori. Zic, ar trebui împușcați 2000 de ori. Eu zic, hai să împușcăm ce ar nu, trebui. Nu, ce să împușcăm? Nu, dacă am putea să-i ținem vreo 200 de ani în viață, ca măcar prin munca lui să redeseze puțin ceea ce au stricat. Așa scapă prea repede. Noastră, până în 89, l-ați iubit pe Ceaușescu? Am mai spus că nu era vorba de iubire. Deci l-ați... Nu, tot așa, poate strângeam televizorul că era prea multe emisiuni cu dânsul. Dar nu înseamnă că asta... Care? Că nici cu dânsul nu prea mai erau. Erau de la 8 la 10. Atâta cât ea. Se vorbea despre personalitatea, despre activitatea dânsului. Domnișoară, vă uitați la televizor? Da. Ce programe vă plac? Filme artistice? Emisiuni? Filme. Filmele? Filmele, da. Păi și știți că înainte de nu prea erau filme. Da, dar erau desene animate. Și la vârsta mea îmi plăceau foarte mult. Bun, dar gândiți-vă la cei care aveau vârsta dumneavoastră de acum, că nu puteau să vadă niciun film. Da, dar existau cinematografe. Nu puteau să ducă la un teatru, la un cinematograf. Eu vin dintr-un oraș în care nu există teatru. Există cinematograf, dar nu există teatru. Deci puteau să ducă la o piesă de teatru, puteau păi, să... Dar n-aveți, la dumneavoastră n-aveți teatru în oraș. Acum nu este teatru. Păi, acum nu este. Cum adică acum? Acum cine, Ilescu a desfințat teatrele? Păi nu a desfințat, regimul. Regimul care e regim, care s-a instalat după 89. Au fost mai multe regimuri. Toate am... A, regimul capitalist? Toate au mers pe aceeași linie. Dumneavoastră aveți vreo firmă? Nu. Dumneavoastră aveți? 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 Nu aveți decât să vă faceți o firmă? Nu se știe, dacă o să fie nevoit să ne câștigăm existența, poate ne facem și o firmă. Dar nu înseamnă până acum n-ați fost nevoit să vă câștigați existența? Am reușit să ne descurcăm. Și vi se pare ceva împotriva... comunismului să deschideți o firmă? Nu, nu. Din contră, în programul nostru noi respectăm și proprietatea privată. Mm-hmm. Păi și înainte de ce nu era respectată proprietatea privată? Noi dacă ne-am declarat continuatorul fostului Partid Comunist Român, nu înseamnă că suntem să luăm mut a mut tot ceea ce s-a întâmplat de la anii 45 da. Până în 89, da? Cu Ceaușescu, cum rămâne? Cu Ceaușescu îl vom respecta și de aici înainte ca un mare conducător... Păi și vom amintea memoria dânsului și îl vom sărbători în fiecare an. Ce este o problemă atât de mare că unii se... Nu, vă trebuie, eu încerc să aflu de ce. Problema e să-și pună guvernanții la ora actuală din ce în ce mai mulți oameni au început să vină. Deci noi am fost peste... Unde au început să vină? La Scornicești pe data de 26. Păi a fost frumos afară. Nu că a fost, în fiecare an a fost frumos. Dacă vă uitați în ultimii 4 ani, în fiecare an... O fi vreun semn? Da, poate mai vorbim și cu Ceaușescu pe firul scurt. Da? Da. Păi aveți unități? Găsim. Eu știu poziția noastră și, mă rog, ideile pentru susținerea
postului președinte și, mă rog, tot acest respect pe care îl purtați, e cumva de înțeles, având în vedere vârsta, dar mă gândeam la domnișoara și la doamna, de ce? Păi ne gândim că în trecut a fost ce a fost. Apreciem ce a fost atunci. Nu neapărat, cum a zis și domnul președinte, nu vrem să luăm mot-a-mot ce a fost. Fiecare generație va lua la alt nivel ceea ce este mai bun. Presupunem că a fost mai bine atunci, nu ne este mai bine acum și întotdeauna la alt nivel. Normal că nu o să mai fie ce a fost atunci. N-am înțeles nimic. Eu sincer vă spun, adică mi-e foarte greu. Știința a evoluat. La fel au apărut televizoare mai performante, mașini mai performante. De asemenea și partidul nostru este mult mai performant. Acum ați înțeles? Că e mai performant partidul dumneavoastră? Păi la alege se va vedea că e performant. Păi se va vedea. Dar de ce ați intrat în Partidul Muncitoresc Român și n-ați intrat în Partidul Național Liberal? Asta a fost alegerea mea. De ce? Aveți ceva împotriva liberalismului? Nu, nu am nimic împotriva nimănui. Dar a fost o situație mai bună atunci și nu cred că acum este mai bine. Păi de unde știți că a fost o situație mai bună? Că aveați 6 ani. Da, dar eram destul de conștientă. Poftiți? Da, și părinții mei. Părinții exact. Noastre ce? Când plecam cu părinții în concediu, plecam la mare. Acum au concediu, dar nu ne mai permitem să plecăm la mare, să plecăm în vacanță la munte sau... Atunci plecam în weekend... Dar întunericul, lipsa căldurii, lipsa apei calde... Cum? Da, dar se construia ceva, se făcea ceva pentru țară. Astăzi nu se mai face nimic. Acum ne tem singur căldura. Atunci ne oprea ei pentru... Totuși era, exista o motivație. Deci era mai bine înainte. De 1000 de ori. Atunci, dacă se spunea mai pune o haină vetină, aveai posibilitate și banii necesari, dar acum nu mai poți să ții nici coșugul. Câți oameni la ora actuală își taie singur căldură? Țeava pentru căldură. Câți nu au să plătească curentul? Câți bătrâni mor cu zile? Să nu uităm că 70% din populația României trăiește sub pragul sărăciei. E posibil ca... Sunt de acord, doamnă? Da, sunt totul de acord. Cu ceea ce declară... Domnul președinte. Da, tovarășul președinte. Și o să-l urmați neabătut? Da. De ce? Pentru că acesta este crezul meu. Care? Ca persoană. Deci provin dintr-un mediu social umil și automat... Deci... Cum proveniți dintr-un mediu social umil? Ca toată lumea. Deci, practic, nu am firmă, cum spuneți dumneavoastră. Ce înseamnă că proveniți dintr-un mediu social umil? Tatăl meu a fost muncitor, mama mea a fost țărancă. Deci asta înseamnă. Deci nu provin într-o casă, într-o clasă de intelectuari, de fost chiaburi, de fost moșieri, de nu știu ce, care, vezi, doamne, după ce a venit Ceaușescu la putere, s-au reabilitat, au fost introduși în partid și, mă rog, au luat... Cine, chiaburii? Fost... Da. Unde au fost readuși în partid? Reabilitați cu timpul. Chiaburii? Da. Nu cred. Eu am avut șef la petrol care au fost... Am uitat marea amnistie pe care a dat-o. Da. Cu chiaburii? Cu 65, da. Și când s-a făcut din Partidul Comunist, s-a făcut un partid de masă și a intrat... Și chiaburii. Și au fost, și legionari. Legionari. Deci am avut un șef care a fost legionar. Și chiaburi n-ați avut șef? Și. Spuneți-ne cum e cu propaganda, domnul secretar general. Cea mai bună propagandă ne face regimul actual, să știți. Cine al de... Regimul capitalist l-aș numi, nu vreau să... Păi asta e, credeți să leg capitalist? Regimul actual de numele unui președinte. Credeți sau că ăsta e capitalism? Spuneți-mi dumneavoastră ce este, dacă nu e capitalism. E o încercare de capitalism. Propaganda, spuneți-mi 3 linii directoare ale Partidului Comunist. Care, cum faceți propaganda? La sate, la orașe, la... Domnul Tucă, noi facem propagandă punctual, pe niște probleme punctuale, având în vedere că situația financiară este cea care este, care este în întreaga societate românească. Sigur, cu câteva excepții, care de regulă excepțiile acelea ajung la putere. În rest, partidele suferă foarte mult și această așa zisă democrație politică existentă la ora actuală în România este cenzurată de lipsa posibilităților, posibilităților financiare. Dumneavoastră ce ați făcut înainte de 89? Ce am făcut? Am muncit. Ce ați muncit? Pentru? Pentru țară și pentru popor. Familia mea.
Nu, ce ați muncit? Ați fost într-o... Deci am fost aproape 12 ani, am lucrat într-o fabrică, după aceea... Nu, ați fost în structurile partidului, secretar de partid? Am fost secretar al Comitetului UTC pe întreprindere. A, nu ați fost mai departe de aici. Și dumneavoastră, care credeți că erau punctele bune ale lui Nicolae Ceaușescu? Deci punctele bune ale lui Nicolae Ceaușescu se văd în jurul nostru, domnule Tucă. Noi vorbim și văd că și în emisiunea de față dumneavoastră ne puneți întrebări. Sigur, este dreptul dumneavoastră și nu, recunosc că sunt niște drepturi. Nu vă mai pun nicio întrebare. Deci recunosc că... Nu. Nu mă interpretați greșit. Că pe vremea lui Ceaușescu pune numai el întrebări. Dumneavoastră puneți niște întrebări referitoare la ultima perioadă a lui Ceaușescu, când într-adevăr nivelul de trai a cunoscut o scădere evidentă. Dar eu vreau să vă semnalez un fapt aparent paradoxal. Cele mai mari realizări economico-sociale înregistrate în timpul regimului lui Ceaușescu s-au obținut în ultimii lui ani de, păi da, de conducere. Haideți să vă spun din performanțe. Înfometarea populației, da? ce să vă spun? Metro. Întuneric. Lumină, lăsați-mi... Canalul Dunăre, Marea Neagră. Domnule, degeaba faci găuri în subteran, păi, dacă nu mai ai unde să treci la suprafață. Domnule Tucă, da, noi făceam să niște sacrificii. Noi, deci, vă rog să mă lăsați dacă m-ați întrebat. Nu ne-a întrebat nimeni dacă vrem să facem aceste sacrificii. Acum vă întreabă cineva dacă vrem să murim de foame. Pe noi ne-a întrebat cineva dacă vrem să intrăm în NATO. Pe noi ne-a întrebat cineva dacă vrem să facem capitalism. Domnule Tucă, nu știm ce... Cine? La vot, partidele. Cine? La ce vot? Păi au fost partide care... Păi nu s-a văzut anul trecut ce au făcut cu Partidul România Mare la vot? Domnule, vă spun, la alegeri erau partide care spun nu vrem în NATO, nu vrem în Uniunea Europeană. Care partide a fost? Au fost mai multe, nu contează. Domnule Tucă, pentru intrarea țării într-un sistem militar căruia România trebuie să-i se subordoneze inclusiv cu fonduri fabuloase, trebuie consultat poporul. Nu este suficient să facem declarații toată politice de adeziune. NATO, cine? Da, asta o spune guvernul, domnule. Vă reamintesc ce au strigat muncitorii de la Rocar săptămâna trecută în stradă. În toate sondajele, România este... Sondaje fabricate, domnule Tucă. Doar că totul e fabricat. 80% din populația României vrea NATO. Dar de ce nu are curaj să facă un referendum? Cine? Dar întâi de ce cu guvernanții care după 89 nu au... Nu spuneți-mi de ce Ceaușescu, vă rog, lăsați-i pe ăștia. Păi ce a făcut bun Ceaușescu? Păi Ceaușescu a făcut față de ce nici nu se compar. Da. Deci când te-am zis că ceilalți doi președinți nu poate să ajungă nici la glezna, la ceea ce a făcut Ceaușescu. La jocul lui de glezna. Ce a făcut? Da, ce a făcut, a construit, a dat de lucru la oameni, am avut o demnitate care la ora actuală nu mai are poporul. Care demnitate, domnule? Uitați când ești pe întuneric, foame, și acum ce este? Lipsa căldurii, lipsa apei calde. Murim de foame 70% din populație. Dar nu v-am spus, care demnitate? Întuneric, păi mergeți foame. Acum în străinătate și din țiganul ne scoate. Mai ridicat... Asta este demnitatea care ne-a creat-o partidele care au venit la guvernare după 89. Nu te-am zis de Ceaușescu, ce a făcut bun. Păi când intram înainte de 89 în străinătate, să știți că eram respectați. Unde, domnule, dar cine ieșea înainte de străinătate? Ieșeau destui. Să știți care ies acum, majoritatea ieșeau și atunci. Amăriții care nu pot nici acum să se ducă, nu s-au dus nici înainte. Asta e ceva, dar nu că plecăm în străinătate. Securitatea, v-a plăcut? Securitate. Păi și acum nu există securitate? Păi știți dumneavoastră că de la conferința internațională care am vrut eu să o fac la București și guvernul mi-a interzis-o, mi-a oprit sala de conferințe cu 24 de... Securitatea? Păi știu, guvernanții. Mi-a oprit telefoanele, mi-a dat drumul acum 2 săptămâni. Din septembrie până acum mi-a oprit telefoanele și acum 2 săptămâni mi-au dat drumul. Vă plac turnătorii? Nu e vorba de turnători. Nu, vă întreba, vă plac turnătorii? Depinde cum priviți. În ce priviți vă... situația turnătorii. Dumneavoastră vă plac agenții serviciilor străine? Turnătorii la serviciile străine vă plac? Care agenți? Îmi plac servicii... De care turnători vorbiți? Îmi plac cei care, cum se spun, încearcă să facă ceva pentru România și ideea să mergem mai departe. România nu are... înainte de 89, să murim de frig, de foame, România de sete. Nu are dreptul la servicii secrete? Ba da. Și atunci... Nu, eu am întrebat dacă plac turnătorii în ideea dacă... În România a devenit o țară de turnători înainte de 89. Păi vă dau un alt exemplu. Statele Unite, fiecare cetățean este obligatoriu pe lege să anunțe absolut tot ce păi vede. De ce nu mergeți în Statele Unite? Păi dar nu mă duc acolo. Păi atunci de ce la noi nu are voie ca omul, dacă vede ceva ne la locul lui pe stradă, să anunțe organele în drept, că de astea sunt,
Și ni se pare că suntem tunători. Nu, am pus, dăm noi la antenă, dăm și telefonă, că e ceva neregulă, să sunați. Una, două. Păi securitatea a fost prea blândă față de ceea ce se întâmplă astăzi. Și Elena Ceaușescu, cum a fost? Nu discutăm numai personalitatea lui Elena Ceaușescu, noi discutăm în esență ce a însemnat Partidul Comunist. Că n-a făcut Ceaușescu sau Elena Ceaușescu absolut tot. Nomenclaturiști? Ei au condus un partid care la rândul lui a condus țara. Care partidul nu a condus? Că a condus unul, păi da, dar până la urmă nu suntem același popor. De ce până în 89 am putut să facem cea? Iar după 89, același popor, nu mai știm, pentru că n-avem cap. Ziceți, domnișoară noastră, Elena Ceaușescu v-a plăcut? Atunci, pe vremea aceea, nu cunoșteam. Cunoșteam doar președintele. Ați făcut cunoștință cu ea după 89. Da. Și președintele? Am aflat... Vă place? Aflat după aceea mult mai multe. Și am studiat situația de atunci și de acum. Și nu pot să spun că este mult mai bine acum. Și ce mi-a dat în legătură cu ce? Când ați calculat situația. Ce mi-a dat? Mi-a dat faptul că în ziua de azi... Ce v-a dat cu virgulă, zice un coleg, da? În ziua de azi spuneți că atunci a fost... Deci spuneți că atunci a fost întuneric și foamete. Dar câți muritori de foame sunt astăzi? Te sufocai. Și... Dacă te sufocai, murai de foame, murai de... Azi de zi murim cu libertatea în brațe, domnule Tucă, stați liniștit. Domnule, prefer să mor cu libertatea în brațe decât să mor fără libertate. Moriți dumneavoastră, eu nu prefer să mor. Deci dumneavoastră nu vreți libertate. Mi-e libertatea asta nu. Mi-e indiferentă. Nici atunci nu m-a obligat nimeni la o anumită atitudine. Am avut atitudinea mea. Dacă ai... Cum nu m-a obligat nimeni, domnule? Ați zis și vreodată în piața publică să spuneți că mi-e frig? Aveam forme democratice specifice sistemului respectiv în care puteam să ne spunem. Care? Paltonul? Era singura formă de protest? Eu nu discut cu plus. Doamna din regie. Că eu aud foarte bine. Vă rog să-mi puneți dumneavoastră întrebările, nu doamna din regie. Dar mie tot timpul doamna din regie pune întrebările. De ce? Dumneavoastră văd că vă spune altcineva ce să spuneți, păi, nu? Ca întotdeauna așa, dar... Mergeți atunci în piață publică dumneavoastră și spuneți ce... Dar de ce nu luăm în considerație că după 89 până acum avem o pierdere de peste 1 milion și ceva de oameni? Da? Pierdere la ce? Suntem cu 1 milion și ceva de oameni mai puțin, da? Deci au murit 1 milion de oameni. Da. Așa? Datorită acestui regim nemaipomenit democrație pe care mulți o proslăvesc, da? Pe nici în cele două război n-am avut pierderile astea. Și dumneavoastră cum undeva la pierdere? Cum ați calculat ea? Păi cum? După statisticile pe care le fac guvernanții la ora actuală. Păi nu, da. Nu vă gândiți că au mai plecat și în străinătate? Sunt de populație mai mică. Din ce cauza au plecat de bine? Din cauza democrației instaurate în România? Domnule, vorbesc de propagandă. Vreau să vă spun eu ceva. Din datele oficiale care au apărut în presă, între altele, fie spus, și eu sunt ziarist, sigur. Un ziarist ajuns la o anumită vârstă. Dar, deci, repet, din datele oficiale, media sinuciderilor în România după 1989 este de 3.000 de persoane pe an, dintre care 500.000 numai în București. Vă rog să faceți o socoteală. 3.000 înmulțit cu 12 ani sunt 36.000. Haideți să zicem 30, să zicem 30.000. Vă rog să îmi spuneți mie în ce perioadă a epocii socialiste sau în ce perioadă a epocii lui Ceaușescu s-au sinucis 30.000 de oameni. Păi gândiți-vă cât se omoră comunismul mai la canal. Nu știu. Eu nu am trăit perioada aceea și vă reamintesc că România a făcut nici parte dintr-un a trăit sistem. Aia, dar uite că poate să vorbească. Dintr-un sistem. A făcut parte dintr-un sistem căruia, România nu i se putea să floarea intelectualității românești s-a scuturat și a murit în închisorile comuniste. Nu se pe această floare neapărat. Atunci, în 44, să știți, după al doilea război mondial, am vrut noi cu rușii? Nu tot țările astea occidentale pe care le ținem în brațe ne-au dat la ruși? A fost un sistem care n-am avut ce să facem. Atunci credeți aveam, că atunci dacă aveam, era domnul Iliescu sau Constantinescu pe timpul ăla, ar fi făcut altceva? Atunci aveam consilier sovietic acum în țară, acum avem consilier american. Dar după 89 n-am avut deținuți politici? Nu mă certați că n-am făcut nimic eu. După 89 n-am avut deținuți politici? Pe domnul Iliescu când a venit la băgat ce pe Unexul și pe alții și pe repede cu politic la pușcărie. M-a întrebat omul când a murit și am spus, când a murit mai mult. Noi ne-am obișnuit canalul ce a făcut înainte și că n-am avut căldură și cu asta. Pe acum ce, avem mai multă căldură? Nu, n-am avut libertate, domnule. Ce libertate? De a... Am avut libertate. N-am știut să o prețuim. Nu putem să ieșim pe stradă să strigăm. Aici o societate a câțiva care s-au îmbogățit. Au nenorocit 7 bănci. Ne sufocam în sub plapuma. Nu, acum ne sufocăm afară. Înainte cel puțin aveam plapuma. Nu avem libertate. N-am avut. Dom'le, cu libertatea asta... Murim de foame, nu? Și atunci cei care a murit în decembrie 89 și a spus că libertate...
La ce oră a murit? A murit pentru libertate. După ce dată a murit? Eu dau și un sfert. A trecut și 20. Cum a apărat domnul Dinescu, cum a apărat domnul Ilescu, zicea, nu mai trage, să opreau focurile. Cum plecau cei doi să nu-i rădească, să... Cei mai dar oamenii, tineria, dacă a murit pentru libertate... Păi cine a bușcat, domnul? Nu se spune clar și la, nu, și nu, la, că... la Timișoara că au fost... Nu, dar ei, nu mă pare rău de ei că au murit pentru libertate. Rău, deci, dacă pentru libertate, da. Cine a omorât, n-au vrut libertatea lor. Ascultați-mă bine. Cine nu, dar ei au dorit libertate. Păi ei au dorit, dar cine au fost prima dată în piață? Cine? Primii tineri care au fost acolo. Cine au fost? Cei care cereau libertatea și cum era și cu Dan Iosif și cu ăsta. Săracii, s-au găsit așa dintr-o dată. Au venit la oră fixă acolo, s-au întâlnit, nu? Deci ăștia au cerut libertatea acum? Cei care au devastat orașul Timișoara, cei care au ars magazinele, au dat foc, cei care au omorât militarea armatei române, tot libertatea cereau, domnul Tucă? Cu cei 42 de la Timișoara, care zice că i-a ars aici, de ce nu i-a revendicat nimeni? Unde nu s-a găsit niciun terorist? Pe cine? Teroriștii au zburat în sus? De ce au rămas granițele deschise 6 luni de zile? Deci dumneavoastră nu aveți ce face cu libertatea, da? Nu, libertatea știm. Nu, a zis că nu aveți ce face cu ea. Nu avem ce să facem cu, dar nu libertatea asta. Asta nu este libertatea. Dar care e libertatea? Asta e un lagăr fără garduri. Ceea ce libertatea care ar fi? Sistemul acesta occidental. Sistemul comunist dădea libertate, nu? Nu, sistemul socialist, că se numea Partidul Comunist, era un domeniu de mai avantajos. Nu, dar n-aveți nevoie de libertate. Nu, n-am spus că n-am nevoie de libertate. Dar n-aveți ce face cu libertatea asta. Asta este între ghilimele, libertatea care ni s-a dat după 89. Iar când ieșim în stradă, domnule Tucă, să ne cerem drepturile, să ne cerem locuri de muncă, primim bastoane. Și la exemplul avem... și la mișcarea muncitorească a minerilor din 1999, mai recent la întreprinderea Rocar și chiar dumneavoastră, și vă rog să-mi permiteți să felicit postul dumneavoastră de televiziune pentru imaginile extraordinare pe care le-a prezentat de la Genoa zilele trecute, ați văzut libertatea în Occident. Deci nu e libertate. Este o libertate selectivă. Dar libertate pentru unii. Ce nu înțelegeți? După 89, personalitățile astea care s-au născut așa cu copiii ăștia, 2-3 din fostul Partid Comunist, a spus că toate întreprinderile României sunt găuri negre, da? Văd că cei din Occident, mari capitaliști, se luptă să cumpere aceste găuri negre. Pe cum la socialism sunt găuri negre, pentru ei sunt bune, că le cumpără. Da? Cum să vând Sidex-ul cu 50 de milioane de dolari, mai puțin decât jumătate cât face un fotbalist, fac facilități de 1.100.000.000 și de acum au și disponibilizat 6.000 de oameni. Da. Ce da, să mai vindem? Noastră vreți libertate, domnișoare, la tână. Și dânsii ajung pe locul 2 în lume în domeniul siderurgiei, bineînțeles. Le falimentează. Eu nu știu atât de multe că știți dumneavoastră. Vreți libertate? Libertate, dar și... Egalitate, nu? Nu, libertate și o țară mai bună. Nu să plecăm în alte țări străine. Libertatea de a pleca. Dar știți că înainte de 89 nu era libertate? Știu că nu era libertate, dar era o țară mai bună. Și acum ce libertate avem? Libertatea să plecăm din țară și să cerșim în alte țări. Păi da, aveți libertatea de a pleca din țară. Înainte nu puteai să pleci din țară decât în not. Și ce făceai? Plecând în alte țări. Se întorc acum acasă. Da, se întorc. Acum se întorc. Deci aveți nevoie de libertate, da sau nu? Da, noțiunea de libertate să știți că este relativă. Depinde cum o privește fiecare individ. Păi dar nu libertatea, că libertatea mea, ca să vă vin acum să vă dau dumneavoastră în cap, aceea e o formă de libertate? Păi nu trebuie înțeles așa. Libertatea fiecărui individ de la unul la altul. Deci libertatea mea, deci în contextul libertății celorlalți, trebuie să le respect dreptul la viață, dreptul la muncă, pe care statul capitalist, nu vă supărați, nu ni-l mai garantează. Dar care este libertatea? Prostituția? Crimele? Oamenii cu mâști? Erau și înainte de 89. Nu erau. Aici eu vă contrazic, pentru că pe unde am lucrat nu eu erau așa, la valorile de acum. Fiecare zi de ce dumneavoastră venea... lucrat la prostituție? Ca nu, să nu, știam răspunde. De la poliție în fiecare zi când venea hârtie, ce s-a întâmplat toată în fiecare noapte. Pe unde lucrați? Nu am mai spus odată și cu domnul. Am lucrat pe la gunoi, dar îmi pare rău că n-am ajuns pe la etajele superioare, că poate nu mai erau ăștia care să facă atâta tam-tam acum. Mari dezidenți. Ați văzut, acum toți sunt dezidenți. Ce le făceați dacă erați la etajele superioare? Dar n-am carnetul de partid. Și atunci nu mai erau pe ei și le-au ars. Păi vedeți, și-au ars conștiința. Omul nepotrivit la locul nepotrivit, cum a fost? Da. Câte așa crime erau înainte, domnul Tucă, într-un an de zile? Oricum, sunt mai multe, erau la fel ca acum. În nu mai există siguranța străzii, nici în plină zi, nici nu numai noaptea. Fete de vârsta mea. Câți ani aveți, domnișoară? 18.
Și ce o să vreți să faceți când o să fiți mare? Asta era întrebarea pe care mi-o punea la grădiniță, dar dacă vreți să vă răspund, păi o să dau la facultate, la ASE, și Dumnezeu știe. Nu știu nici eu. Ce specializare ați vrea să faceți? Relații internaționale... Păi și puteți să faceți relații internaționale înainte 89? Asta nu știu. Păi aici de ce nu întrebați? De ce nu e obligat? Cine eu prea să fac relații internaționale? Ce să-i țin ajutorul unde să-ți poată să vorbesc? Cum? Cine eu prea să fac facultate? Păi dar nu înțelegeți că... Vreau de ce credeți că loviți în punctul slab? Adică fiind eu? Eu nu vreau să lovesc în nimeni, domnișoare. Vreau să vă... Să înțeleg mecanismul unor oameni tineri de astăzi care le gătă pe Ceaușescu, oameni care nici... oameni care nu l-au cunoscut pe Ceaușescu. E foarte greu să înțeleg. Da, dar poate l-a cunoscut prin ce... Prin cazurile care trage familia și explică ce a fost... Domnul, tu că dumneavoastră l-a apreciat pe Alexandru Iancuza? De ce nu mă întrebați dacă l-a apreciat pe Ceaușescu? Pe Ceaușescu l-ați cunoscut, pe Alexandru Iancuza l-ați cunoscut? Nu l-am cunoscut nici pe Ceaușescu, nici pe Cuza. Și atunci de ce trebuie să regret sau să nu regret numai pe cineva pe care l-am cunoscut? Ceaușescu este o personalitate istorică, ca și Alexandru Iancuza, ca și Mihai Lucea. Nimeni nu l-a scos din cartea de istorie, din potrivă. Va fi foarte greu vorba să fie. Vorba să fie. O scoate prin denigrare. Eleva, sunt foarte multe declarații legate... O elevă georgiană care avea 3 ani în 89 spune, ne invada homosexualitatea, prostitualitatea și șomajul. Popor român și analfabet avea capacitatea de a înțelege. Noi tineri eram mândria țării. Toți cei care strigau ole, ole la revoluție și au tăiat cu mâna lor țeava de căldură. Așa este? Da, așa da. Este. Mulți, așa. Cum a spus și domnul, multe sinucideri sunt în ziua de astăzi. Nu, da. Vă dau un exemplu. Duceți-vă în orașul Slatina. Că și... Poastă termocentrală a vândut o dată la fiare vechi. Deci nu există niciun calorifer să meargă, să funcționeze. Deci dumneavoastră ce spuneți în esență așa? Că era mai bine înainte, nu? De 1000 de ori. Dar lăsați asta cu de 1000 de ori, era de 964 de ori. Eu găsesc de 1001. Domnule, era mai bine de 1000 de ori de ce? Că? Dați-mi trei argumente. Deci aveam un loc asigurat de muncă, aveam o casă, salariu corelat cu puterea de cumpărare. Păi asta erau năzuințe într-o viață? Nu. Dreptul la muncă e dreptul fundamental al omului. Păi și ăștia, capitaliștii ăștia care au venit, v-au lăsat să vă cumpărați casa. Comuniștii nu vă lăsați să vă cumpărați. Cum să nu? Domnul Tuca, domnule, 80% din populație și-a cumpărat casele după 89. Păi pentru că tot regimul socialist a făcut cei mai mulți capitaliști, domnule. I-a făcut cu case. Cu cât s-a cumpărat casa în 89, deci, domnul Tuca? Argumentul care era? Cu cât se cumpără acum o casă? Argumentul care era? Că înainte să dădea casă, da? Și mai ce? Că aveai serviciu. Aveai serviciu. Salariu corelat cu puterea de cumpărare. Așa. Care serviciu în corelat? Că nu puteai să iei nimic, murei de foame. De ce nu puteai? Pentru că nu se găsea nimic. Tacâmuri. Dumneavoastră ați murit de foame? Câte tacâmuri ați? Înainte cumpărați fiecare câte două frigidere, când ne așezam la coadă, întrebam cât este kilogramul de carne, să știm câte persoane mai luăm cu noi. Acum întrebăm cât e kilogramul de carne, să dăm câte sute de grame putem cumpăra. Mă stupefiați. Păi asta este adevărul. Galantarele sunt pline. Dar fondul de marfă e de cel puțin 10 ori mai puțin decât a fost în 89. Comuna are putere de cumpăra. Unde ați mai văzut noi astăzi mai cumpere și la un kilogram de salam? Mă stupefiați. Deci, domnul Tuca, mergeți în piețe. Așa. Mergeți în piețe și veți observa ceva. Sunt bătrâni amărâți. Au muncit o viață întreagă, mă repet, n-au avut altă soluție și dacă ar fi vrut să nu muncească. Deci au muncit o viață întreagă, repet, pentru ei și pentru societate. Și astăzi, în loc să aibă bătrânețe liniștită, se duc la aprozare sau, mă rog, la vânzătorii respectivi și se roagă să le dea și lor... Au apucat între două epoce, haide să nu vorbim despre asta. Se roagă vânzătorii... Să-i strângem din istorie, nu? Se roagă de vânzător să-i dea oul acela spart care se dă la reformat. Deci cumpără efectiv oul acela și spart. De ce să-l iubești mai mult pe Ceaușescu? Pentru că acei bătrâni cumpără oul spart. Pentru că realitatea mă obligă, domnule. Adică? Diferențele sunt referitor la, la nivelul de trai, diferențele sunt strigătoare la cer. Deci nici nu există comparație între epoca trecută și epoca actuală. V-am spus cum e cu diferența de trei. N-aveai libertate, n-aveai lumină,
Libertate, lumină. Aveam lumină. N-aveai căldură, n-aveai nicio lumină. Aveai lumină, se întrerupea curentul la 8, la 12 noapte. Acum bătrânii noștri și-o opresc. Deci eram niște șobolani care, nu făceam altceva decât să bâlbuim pe niște canale. Aveți dreptate, unii dintre noi s-au demonstrat a fi șobolani. Ce spune jurnalistul, ce spuneți? Ce zice de puțină publicitate capitalistă? Vă rugăm să luați publicitate. I was born in a Bangkok slum 49 years ago. When I was 12, I had to go to work in a firecracker factory. So many children, why not they go to school? I saved my wages to pay for teacher training and I opened my first school in my house. The government tried many times to stop me. It was a long, hard struggle, but I won. I opened 15 schools in the slum. In 1999, I was elected to government. I had never thought that I'm going to end up in a Senate, but I have. The first woman from slum to have a political voice. Whatever your journey, keep walking. Mai dăm una în timp. Domnișoarelor, doamnelor și domnilor, m-ați întristat foarte tare în această seară. Realitatea v-a întristat. Nu noi. Nu, dumneavoastră m-ați întristat. De ce? Că a spus adevărul? M-ați întristat foarte tare. Dar haideți că putem să recuperăm. Știți vreo poezie despre Nicolae Ceaușescu? Eu nu. Știți? De ce? De ce să știu poezie despre Nicolae? Pentru că îl respectați ca om și l-ați sărbătorit acum la Lina. Președinte, dar nu trebuie neapărat. Nu vi se pare firesc acum că v-ați dus la Scornicești? Nu aș putea să zic că câte cărți a scris Ceaușescu și câte au scris ceilalți președinți. Nu știu când și-au făcut și treburile, unde apare cu cărți din 6-6 luni de zile. Le scrie, ați văzut că a scris alea de grațiere. Nu, dar azi nu se pare negru, corect din partea dumneavoastră să nu știți nicio poezie despre Ceaușescu. Vorbesc foarte serios. Vă duceți, sunteți Partidul Muncitoresc Român. Vreți să vă schimbați denumirea în Partidul Comunist. Vă duceți la Scornicești pe 26 ianuarie. Și politica păi de ce, se face americanii știu vreo poezie despre Kennedy? Păi ce legătură una cu alta? Păi da, are legătură, că și el a fost președinte ca și Ceaușescu și nimeni n-a inventat poezii despre Kennedy. Sau despre Ceaușescu. Da, poate că au fost. Îl stimați foarte mult pe Ceaușescu. Da, dar e altceva să n-ar trebui să știți o poezie despre Cărmaciu? Nu neapărat. De ce? Nu ne-am transformat în club literar. O să facem, e vorba de o pornire. O să punem în discuția organizațiilor noastre să facem. E vorba de o pornire sufletească. Dar de ce spuneți că acolo s-au citit din... Nu, s-a citit Mihai Eminescu. Nu, stați, s-a citit, vă spun altceva. S-au citit ceva din Ultima Cuvântare. Asta e altă treabă. Ultima Cuvântare pe care a avut-o Nicolae Ceaușescu, când s-a spus foarte clar și noi n-am crezut atunci, că a fost mai duși cu plut, așa. Ce se întâmplă în România și da, acum după 12 ani am vrut să readucem aminte să dăm, a avut el dreptate sau noi care nu l-am crezut. Dar de ce nu le spuneți oamenilor la alegeri, noi suntem cei care îl iubim pe Ceaușescu, când ne votați pe noi, votați pe Ceaușescu? Păi, domnul, că noi la celelalte alegeri, cu toate că am prevenit după o fuziune nereușită cu PSM-ul. Cât sunteți în PMR? Tot 20.000 de membri cotizați. Aveți loc într-o cabină telefonică? Nu. Vă uitați la câte am luat, cum zic eu... Cât ați luat? 0, aproape 1%. 100 și ceva de mii de voturi. În palatul telefonului, că aveți loc, îmi spune Angelul Țiții. Bun. Nu-i nimic, că dânsul poate merge pe palatul telefonului. Cine? Cel care avea spus că în palatul telefonului. Îngerul Țiții e o domnișoară. Au dânsă. Spuneți-mi, vă rog, care ar fi pentru dumneavoastră, dacă vreți să intre și alți oameni în Partidul Muncitoresc Român, care ar fi, ce le spune? Ați făcut până acum pe cineva să intre în partid? Nu, că nu. Sunt membră intrată de curând și nu... Când ați intrat? Înainte de această adunare. Și cum ați intrat? Cum ați ajuns în Partidul Muncitoresc Român? Deci, sunt simpatizantă. Simpatizați cu ei, nu? Da. Dar cum ați ajuns la acest partid? Prin propria mea rațiune. Adică m-am gândit și am analizat. V-ați gândit o noapte sau v-ați gândit mai mult? Dacă vreți dumneavoastră o noapte și o zi.
M-am gândit destul de mult, pentru că un pas din acesta nu faci de pe o zi pe alta. Nu, da, de unde ați auzit? Deci erați acasă, da? Nu eram acasă. Erați în oraș. Unde? Cum ați ajuns de partidul ăsta, Muncitorii Români? Dar contează așa de mult? Cum am auzit? Pentru tinerii care vă... Erați la un cafe internet. Erați, unde erați când ați auzit? Da, eram pe Mirc. Când... Și mi-a spus un coleg de pe Mirc că este un partid așa care îl simpatizează. Spuneți-mi, de unde ați auzit de partidul Muncitorii Români? Eu sunt la un cerc? Grup de dansuri. Nu este chiar profesional. Ce dansuri? Ce fel? Populare? Populare. Sau? Da. Și din când în când un susținător al nostru vine și ne vorbește dacă vrem, dacă nu vrem. Cum un susținător al noastră? Un susținător al partidului. Vine în sala de dans? Și bune maniere sau ce? Nu. Este... Unde vine? Vezi că vine casa sindicatelor. Un susținător al PMR vine la dumneavoastră, la dans, unde vine? Da. În sala de dans? Pare da, vine la casa sindicatelor. Nu, vine la casa sindicatelor, pentru că este casa sindicatelor și este deschisă tuturor. Și vine și ce vă spune? Și vine și mai discutăm normal. Și, și câți din trupa de dans a dumneavoastră, dansuri populare, a intrat în PMR? Da, asta nu pot să vă spun eu. Asta e secret. E secret de partid, am înțeles. Da. Spuneți, doamne, că n-ați spus nimic în seara asta. N-ați vrut, adică ați vorbit foarte puțin. Depinde ce ați dori ca să spun. Păi nu știu, spuneți telespectatorilor, că eu, v-am zis, m-ați întristat foarte tare. Eu aș fi vrut să spuneți o poezie cu Ceaușescu. Da, poate că v-am oferit o imagine sumbră, dar aceasta este imaginea României de astăzi, a realităților. O sumbră în alt sens, dar mă rog, aș fi vrut să spuneți o poezie cu Ceaușescu. De ce vă întristează că oamenii se îndreaptă spre acest partid? Nu. Nu. Mă întristează că oamenii se gândesc cum se gândesc la vremurile acelea. Domnul Tucă, data viitoare când ne veți invita, vă promit că am să învăț Sorcova Talibanilor, al lui Corneliu Vadim Tudor și vă prezint. Era vorba de o poezie despre Nicolae Ceaușescu. Dar de ce neapărat? Pentru că sunteți Partidul Comunist, Partidul Continuator. Nu, dar noi nu spunem poezii, domnul Tucă. Noi spunem niște lucruri reale. Iar... Nicolae Ceaușescu, că vrem noi sau că nu vrem noi, rămâne o personalitate istorică și istoria va consacra ca atare. Spuneți-mi, domnișoară, pe ce dată a murit Nicolae Ceaușescu? Pe data de 22 decembrie. La ce oră? Ora nu știu. Atunci l-a omorât? Da. Da. Am înțeles. Bun, eu vă mulțumesc tuturor pentru participare. Ne oprim aici. Ne urmează o pauză publicitară și partea a doua a emisiunii. Știi că as înălbește. Știi că păstrează rufele rezistente. Iar cu noua sticlă de 2 litri economisești 20%. Asta știai? As 2 litri. Speli mai mult, plătești mai puțin. Cei care iubesc gustul dulce a Crișoara al coacăzelor negre, acum există noul Herbs Casis cu vitamina C. Mesteci și respiri ușor. Herbs Casis cu vitamina C. Cauți să faci economii? Simplu! Zboară la McDonald's! Un McPuișor este acum numai 15.000 de lei. Profit acum de o excepțională ofertă. Jurnalul Național îngheață prețurile la abonamente tot anul 2002. Alege una dintre ofertele promoționale de abonament și faci o economie de până la 70%. Și în plus, dacă te abonezi, te așteaptă o avalanșă de premii pe tot parcursul anului și vei participa la promoțiile organizate de Jurnalul Național, Gazeta Sporturilor și Jurnalul de București în 2002. Nu rata Jurnalul Național! If everybody had an ocean across the USA, then everybody'd be surfing like California. Everybody's gonna surf. De fapt, toată lumea face snowboarding. Surfing USA. One, two, three.
Și indiferent cum ai ajunge acolo, nu-ți trebuie decât cardul Visa ca să fii în paradisul snowboarderilor. Sau mai bine dai o tură prin magazine. Singurul card acceptat la Jocurile Olimpice de iarnă. Banca Transilvania anunță vremuri bune. În toată România, Visa Electron Global. Un fenomen global. Alexandrion. Pur și simplu, numărul 1. Magda, trebuie să o întâlnesc. Nu cred, ai mătreață. Nu știu de ce reapare mereu. Ai schimbat iar șamponul. Trebuie să te speli mereu cu Head & Shoulders. Head & Shoulders creează un strat protector împotriva mătreții, pe care șampoanele cosmetice îl înlătură și mătreața poate să reapară. Folosind Head & Shoulders cu regularitate, poți preveni reapariția mătreții. Head & Shoulders, cea mai bună cale de la mătreață la un păr superb. Da, continuă emisiunea noastră după prima parte a ei cu reprezentanții PMR. Ne-am gândit să mai destindem fețele celor care urmăresc emisiunea noastră și am invitat-o în studio pe Paula Selling. Bună seara! Bună seara! Domnișoara Paula Selling urmează să plece în Anglia, acolo unde va... Ce vei face, domnișoara, în Anglia? Înainte de emisiune te rugasem să nu vorbești așa în emisiune. O domnișoară sau ce? Poți să spun tu? Noi ne știm de dinainte, drept pentru care o să dinainte le rog frumos să mă... Dinainte de dinainte de această emisiune, drept pentru care o să te rog să mă tutuiești. Vă rog, domnișoară. Bine, domnul Tucă. O să... Mă rog, această plecare în Anglia este... Are mai multe scopuri. Cel mai cel este acela că... Undeva în luna iunie, cândva în luna iunie, va fi difuzat un... Stai puțin. Cel mai cel este acela, da? Vreau să-mi notez. Cel mai cel este acela. Cel mai cel este acela. Așa, zi. Că în luna iunie va fi difuzat pe Discovery un... O să vorbesc? Da, te rog. Un reportaj despre ce se întâmplă în România, ce se întâmplă în show business-ul românesc și în toată această parte despre show business-ul românesc voi fi cuprinsă și eu, Fundația Phoenix, încă câțiva artiști din Fundația Phoenix. Vei și... fi pe post de introducere, cuprins sau încheiere? Nu pot să-ți dau aceste amănunte, încă. Dat fiind faptul că în Anglia... Să nu fie epilogul, Paula. Vor fi realizate câteva filmări la emisiunea pe care o voi avea pe postul pe Channel 5. Emisiune a celei care se numește... Am mai făcut vreun artist român, iartă-mă o secundă, până acum a fost invitat la o astfel de emisiune și, mă rog, la astfel de provocări, nu pentru știu că să provocare. Spun asta. Nu știu, poate îmi spui tu. Nu știu, a fost motivul pentru care am făcut invitația. Am înțeles că e pentru prima dată când un artist român, unui artist românic se poate întâmpla... Nu să mă bat eu cu pumnii în piept pentru chestia asta. Nu, dar noi te așteptăm la aeroport să vedem ce ai făcut. Bun, în această seară, spune-ne despre emisiune și despre canal. Emisiunea Gloria Hannaford este cea despre care îți vorbeam și care stă foarte bine cu audiența, de fapt este în top. Nu ca noi, asta ai vrut să spui, așa?
Nu, nu să spun asta. Emisiunea cu cea mai mică audiență la ora aceasta în România. Nu știam. Nu cunosc amănunte de gen. Voi cânta acolo o piesă pe care am făcut-o împreună cu Tony Hoax. De fapt, este compoziția lui. Și Tony... versuri și muzică? Sau? Da. Și încă o piesă dintre cele pe care tocmai le-am lansat cu albumul Știi ce înseamnă. Piesa album, se numește, da? Da, piesa se numește Promit, în varianta... Depinde și ce promiți, Paula, că așa promisiuni fac mulți, în campania electorală mai ales. Da. Promit că nu te voi uita, se numește piesa. Așa? Așa. Și varianta în engleză pe care a realizat-o tot acest Tony Hoax. Nu mă întreb cine este acest Tony Hoax. Să întreb? Cine e acest Tony Hoax? Dacă te interesează. Păi nu știu, telespectatori, eu de Tony n-am auzit. Spune, cine? Tony Hoax este un compozitor, este producător de emisiuni TV și scriitor. Primele sale două cărți au fost bestselleruri. Una a fost despre moldoveni și cealaltă despre felul în care el a făcut în conjurul Irlandei cu un frigider. Foarte interesant. Într-un frigider sau cu un frigider? Nu, cu un frigider. Am înțeles. Și este... Ce alte întrebări să-ți mai adresez? Nu știu, tu știi. Păi nu, mi-ai zis că nu mă te întreb de Tony ăsta. De ce să te mai întreb? Pentru că îți spusesem despre el și n-ai avut nicio reacție. Nu te-a interesat cu cine Tony, este nu, Tony nu, nu-l cunoșteam, de mă aștepta să ne spui în continuare. Tony, salutări, poți să-i faci cu mâna lui Tony? Nu ne vede oricum că nu este în România. Păi deci... dar mai dăm caseta. În această seară noi vom difuza și un videoclip în premieră cu tine, da? Cum se numește piesa și videoclipul? Piesa este Noapte caldă, este ultimul meu single. Uh-huh. Am văzut videoclipul tău, chiar notai pe la bazinul ăla, pe... Uh-huh. Da? Ți se pare că nu notam? Nu, dar nu, credeam că sunt efecte, acum poți să faci orice, nu știu. Nu, a fost făcut destul de greu și a fost foarte greu noti, și pentru mine. Să noti? Da. Și pentru mine și pentru echipă, pentru că ei au filmat sub apă. Dar erai cam gros îmbrăcată totuși pentru o filmare subacvatică. Da. Hai să vedem videoclipul. Vară caldă. Noapte caldă. Noapte caldă. Muzica? Muzica a fost... Nu, nu, nu. Este o compoziție de a lui Cristi Ștefănescu împreună cu subsemnata. Versurile tău? Bun, hai să urmărim în premieră acest videoclip cu Paula Selin și ne întoarcem și imediat. Și pot să-ți spun că m-ai intimidat. Cine? Tu. Îmi pare foarte rău, nu obișnuiesc să fac asta. Hei, și eu sunt făcut-o. Un timid de felul meu. Haideți să vedem videoclipul și îmi spui după aia ce am mai făcut. Videoclipul, vă rog. De ce faci asta, mami? Pentru protecția plantei. Și asta? Pentru protecția rădăcinilor. Și ele trebuie protejate. Așa cum ne-a spus dentistul despre dinți? Este foarte important să protejăm rădăcinile. De aceea Blendamed a creat Mineral Action, un sistem cu fluor unic care a dovedit clinic că oferă protecție anticarie și pentru rădăcină, nu numai pentru dinte, datorită efectului de remineralizare. Rădăcinile sunt mai puternice, mami! Ajută copilul să crească cu un zâmbet sănătos. Protecție anticarie, chiar de la rădăcină. Noi știm că un deodorant clasic nu-ți oferă siguranță în orice situație. De aceea am creat Rexona Ultra Cremă. Intră imediat în piele, nu lasă urme. E profesionist de eficient. Și nu te va trăda ca altele. Noul antiperspirant Rexona Ultra Cremă. Protecție desăvârșită fără urme. În timpul unei pauze, întotdeauna îmi doresc să mănânc ceva bun. Dar după fiecare masă apare pericolul cariilor, deoarece nivelul pH-ului din gură scade. De aceea amestec Orbit fără zahăr după fiecare masă. Orbit te ajută să-ți protejezi dinții împotriva cariilor prin creșterea nivelului pH. Mestec Orbit după fiecare masă, așa cum fac și eu. Orbit protejează împotriva cariilor. Sunt medic și nu fac compromisuri privind igiena. Folosesc numai Bref, pentru că mi-oferă mai mult decât parfum și prospețime. Rezervele Bref WC Gel se încarcă igienic și oferă de fiecare dată curățenie și prospețime de durată. Și asta desigur cu orice variantă de parfum. Acasă te simți în siguranță cu Bref.
Bref WC Gel, acum cu parfum proaspăt tropical. Ce mai noutate pentru sănătate de la Del Mai iar? Margarină mai ușoară, la tartină ideală. După sărbători bănești mai ușor la un preț minor. Cu aceasta te iubie, Delma Sandwich ce-a zglobie. Delma Sandwich, mănânci mai ușor la un preț minor. Cu noul Cocolino Easy Iron calci orice pută cât ai zice. Iată-l în arenă! Balsamul de rufe revoluționar Cocolino Easy Iron. Ingredienții săi unici de netezire a fibrelor înving rapid orice cută și chiar și bumbacul devine ușor de călcat. Acum totul e pufos și proaspăt. Încearcă noul Cocolino Easy Iron și călcatul devine floare la ureche. Alexandrion. Pur și simplu, numărul 1. La 7 zile, poți distinge doar până la 25 de centimetri. Care o fi mama? De fapt, aceea e lampa. Pielea ta simte ceea ce ochii nu văd încă. De aceea e important cum te simți în scutec. Pampers Extra Dry absorbe umezeala aproape de două ori mai repede decât alte scutece și o reține în interior departe de pielea copilului. Acum ești mare, privește! Cu Pampers Extra Dry, pielea ta este mereu ideal de uscată și sănătoasă. Mami știe că nimic nu e mai bun pentru tine. Pampers, pentru o piele ideal de uscată și sănătoasă. Da, ultima parte a emisiunii noastre, o rugăm pe Paula Siling să ne povestească ce să mai facă în această deplasare, în această provocare de la Londra. Eu sper să fac multe, ca să fiu foarte sinceră. În primul rând, va fi foarte greu ceea ce voi avea eu de făcut acolo, pentru că, în afară de acest show, absolut live, unde voi cânta pentru prima dată în fața camerelor împreună cu Tony, el o chitară și eu cu vocea, ca să spun așa. O vocea în direct, deci fără... Da, absolut, fără... playback. La ei e un pic altfel, funcționează. Mm. Voi avea un spectacol, un mic recital în Clubul Cașmir, pe data de 31, care este renumit pentru faptul că acolo se vânează, acolo vin vânătorii, se vâneze talente, de fapt... Or fi câțiva producători importanți din show business-ul britanic. Apoi vom avea un spectacol la International Student House, care va fi pentru comunitatea românilor din Londra. Și la sfârșit un show la ambasada română din Londra. Deci este un program destul de încărcat. Când da. Ești la Londra? Mâine dimineață. Trebuie să spun și faptul că Tony s-a gândit să-mi încredințeze o piesă compusă de el, care crede că ar putea să aibă șanse la Eurovision. Deci, practic, să reprezint țara lor. Să sperăm că cel puțin o să primim niște note bune în selecție. Eu nu îndrăznesc să sper că voi merge mai departe, dar e bine că încercăm. De-aia spun că lucrurile sunt foarte multe și dacă toate s-ar întâmpla ca și până în acest moment, adică un complex foarte pozitiv de întâmplări, a fost lucrul potrivit la momentul potrivit, cu omul potrivit, astfel încât l-am întâlnit pe acest Tony Hawks, care avea de făcut acest documentar la Discovery, care avea descris o carte despre România, pentru că el o să și scrie o carte despre felul în care și-a petrecut el timpul aici. Uh-huh. Și... Câte zile va fi? În câte zile se va întâmpla? Ne întoarcem pe 3. Pe data 3 de 3. Februarie. Exact. Bine, te așteptăm și să ne spui ce s-a întâmplat. Poate vânătorii aia o să...
Sigur, noi asta îndrăznim să ne gândim că ar putea să apară un contract de undeva și atât Fundația Phoenix cât și eu am fi teribil de bucuroși să putem să continuăm acolo. Bine, eu îți mulțumesc pentru participare și videoclipul a fost interesant. E prima difuzare a lui în premieră, da? Și îți doresc foarte mult succes acolo la Londra. Îți mulțumesc. Să vină și vânătorul ăla pe care îl așteaptă un vânat ca tine. Ideea de a încheia un contract cu o casă producătoare din Marea Britanie și tot ceea ce îți dorești acolo. Multă baftă! Mulțumesc mult! Misiunea noastră se încheie aici. Ne vedem din nou mâine seară la orele 22. Până atunci, vă spun ca de obicei, țineți aproape! Anul acesta, Gongul Iubirii bate pe 14 februarie numai la Antena 1. Totul e să iubești într-un fel anume, să simți într-un fel anume și mai ales să o declari într-un mod cu totul deosebit. Sunt Horia din Verona și vă invit pe toți să vă bucurați într-o zi deosebită de răsunet mondial, ziua îndrăgostiților, numai la Antena 1. Dragostea e un spectacol, totul e să fii pe scenă.